Domnul Herțeg, am venit asemenea. la o suprafață pe care dumneavoastră ați cultivat grâu. Vă mărturisesc că îmi place cum arată cultura asta, deși au fost câteva geruri care și-au pus amprenta asupra grâului de aici, din această parcelă. Dar haideți să ne spuneți dumneavoastră câte soiuri aveți, ce fel de soiuri și cum a evoluat el în timp. Avem o parcelă în fața, în spatele nostru, avem o parcelă de 50 de hectare și 76 de arii, pe care avem 9 soiuri de greu. Sunt soiuri școală, le vom recolta, s-au semănat toate în aceeași zi, cu aceeași semănătoare, la aceeași densitate, sunt, toate sunt soiuri străine, din păcate. Ați văzut că au trecut mai bine peste înghețurile, cele două înghețuri care au trecut și pe zonă, peste zona noastră. Se vor recolta separat, se va cântări separat, se va face proteina, se vor face calitățile și vom vedea pe ce grâu vom merge în anii următori, pentru că grâul vechi, consacrat, apașul, se pare că va fi scos din folosință de cei de, la, de unde se produce el semănat undeva la 2 octombrie, fertilizat de bază cu 200 de kg de DAP 1846, o erbicidare de toamnă, care e foarte importantă, suntem al doilea an în care erbicidăm de toamnă, Prețurile la produsele de pe piață, 3-4 produse câte avem pe piață, sunt destul de mari, dar își merită, cred că, își merită banii și astea. Așteptăm la o, ne așteptăm la o producție bună. Grâu de arată arată bine. Avem, avem soiuri cu 9 frați, avem soiuri cu 7 frați, cu 6 frați. Norma de semănat în parcela asta a fost de 210 kg pe hectar.